Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am decis să filmez cumpărăturile facute la Lidl, cu toate că eu încerc decât de cât să le fac într-o săptămână, să le filmez pe cele pe o săptămână, ca să vedeți cât de cât o diversitate de produse și să vă faceți o idee așa cam ce se poate cumpăra. De data aceasta am decis să le filmez doar pe cele de astăzi, pentru că Astăzi a început o nouă săptămână și implicit o nouă ofertă la Lidl și am zis să puteți să beneficiați și voi de aceste oferte dacă vă interesează. V-am povestit deja despre aplicația Lidl Plus, o puteți downloada din Google Play pentru cei care au telefoane cu Android, pentru cei care nu au telefoane cu Android, care sunt pe uh, celălalt sistem de operare, așa că îmi scap acum numele, Vine? Da, îmi scapă momentan numele, cel de la Apple, parcă, sau ceva de genul. Puteți, de la iPhone, așa, puteți să încercați acolo, s-ar să găsiți și acolo. Nu știu să vă zic că nu am încercat. Și după ce îl activați, după ce îl downloadați, vă treceți acolo adresa de mail, trebuie să confirmați cu număr de telefon și cu nume și după selectați magazinul. După ce ați selectat tot și primiți și confirmarea pe mail, pentru că trebuie să confirmați de pe mail, cum că vreți să vă faceți contul, după puteți propriu -zis, să intrați în aplicație și după puteți să vedeți acolo oferte active. Foarte important trebuie să selectați fiecare aplicație în parte și să o activați fiecare aplicație în parte ca să vă puteți bucura de ea la ofertele din magazin. Așadar, haideți să începem cu produsele care erau cât de cât la reducere și după când o să fie cele despre care au avut uh, reducerea cu aplicația, am să vă zic la fiecare în parte. Am așa în primul rând, de la Snack Day, două pungi din acestea de snacksuri cu paprika sunt foarte ok la gust, erau la reducere la 2,69, reduse de la 3 lei și ceva. Și am zis să le iau să fie acolo că nu strică niciodată. Am mai cumpărat și două croasante din acestea cu 28% cremă de ciocolată în interior, un și 29. Am uh, profitat de ofertă și am luat așa. Această ofertă era deja la raft, produsele erau acolo la 5 lei și 69, parcă reduse de la 6 lei. Însă, dacă aplicai cardul, oferta de pe card, le cumpărai cu 3 lei și 89. Sunt 10 ouă în fiecare caserolă și am zis că prețul este foarte bun. De asemenea, tot așa la ofertă sunt și nucile acestea caju. În mod normal, ele fiind 15 lei, dacă aplicai oferta cu acel card, cu acea aplicație, puteai să le iei la 10 lei punga. O pungă din aceasta are 200 de grame și așa la gust sunt foarte ok. Sunt crude, nu sunt sărate, nu sunt prăjite, nu nimic. Și mai ales încă un lucru demn de menționat, punga aceasta de aici se uh, resigilează. Așa că puteți să o închideți înapoi. Eu am cumpărat 3 și v-am zis, prețul era foarte bun, Aici am un cașcaval Dalia, acesta era la 2 lei și, nu, la 6 lei și 29, nu avea nicio reducere uh, specială, dar am avut nevoie de cașcaval. Am cumpărat niște fish fingers, niște crochete din acestea de pește, care erau la 6 lei și 49, cred. Am mai cumpărat așa niște înghețată de la Gelatelli, uh, Triple Taste, aceasta este cu Stracciatella cu, adică cu vanilie, cred că cu ceva bucăți de ciocolată, se poate vedea și aici, sper să vedeți și voi, cu fistic și cu uh, alune de pădure. Foarte delicioasă la gust, era doar o plecutie aceasta mare de 2 litri și am zis că merită să o iau, să o pun acolo în congelator, că poate mai am așa câte o poftă de dulce. Aici mai am niște lipili libaneze, v-am mai spus despre ele, sunt de la Zamam și acum că le-am văzut și la ofertă, cred că Zaman cred că se numește, da, că acolo este un N. Acum că erau și la ofertă, am zis că trebuie să profit de ofertă. 3 și 21 de bani era una din aceasta și eu am cumpărat două. Aici mai am niște carne tocată, care la fel, avea ofertă cu aplicația. În mod normal era o Play 50 și dacă o aplicație, dacă băgați prin aplicație, scanați cardul acolo, lasă mă refer când spun de aplicație, puteți să cumpărați cu 6 lei, are 300 de, 30% grăsime și 500 de grame caserola. Ce mai avem aici? Un, un detergent din acesta pentru toaletă cu un albitor. Mie îmi place foarte mult cum curăță. Deja l-ați mai văzut la mine și am zis să îl recumpăr, mai ales că cel din baie este pe terminate. Acesta a fost 6 lei. Și ultimul produs este această cutie de uh, hârtie de copt. Sunt 30 de hârtii pretăiate la dimensiunea de 38 pe 42 Asta fiind un pic mai mare decât tava clasică de cuptor. Uh, prețul acest, acestei cutii a fost de 4 lei și 39 și nu știu, mie îmi place mai mult varianta aceasta, mi se pare a fi mult mai ok decât cea la sul uh, care să te chinui să o tai, să vezi cum să o tai asta nu, doar ai scos o hârtie și este foarte ok Cam acestea au fost cumpărăturile. Ce vroiam să vă mai precizez, că eu tot vă spuneam la fiecare în parte cu oferta cu aplicația. Deci, în momentul în care ajungeți la casă și după ce vă scanează produsele, trebuie să aveți o, să scanați o singură dată aplicația propriu zis Deci, nu trebuie la fiecare în parte. Lucru de menționat. De asemenea, după ce faceți cumpărăturile, după câteva momente, o să vă apară direct în aplicație partea aceea de factură propriu-zisă, deci o să aveți acolo scris fiecare, fiecare produs în parte și prețul său și încă un lucru foarte, foarte important, s-ar putea să primiți un voucher sau un, un... o ofertă, mai bine zis. Eu am mai făcut cumpărături de la ei, am avut odată 30% reducere la brânză topită și am văzut că aceste oferte sunt cam la toată lumea pentru că atunci am fost cu mama mea și aceeași ofertă a prins-o și ea, deci 30% reducere la brânză topită Reducerea se aplică direct în momentul în care se, în momentul în care se scanează cardul și aplicația propriu-zisă, eu tot zic card că sunt obișnuită cu cea de la Kaufland. Și chiar dacă nu este prețul la raft redus, nu vă speriați că în momentul în care o să scanați acolo aplicația din telefon, o să aveți. Plus, eu am mai avut încă o dată o ofertă de un pachet de biscuiți din acela de 450 de grame gratis. Astăzi m-am dus să îl ridic, dar din păcate nu era la raft și am întrebat acolo pe doamne. Doamnele mi-au zis că nu este la raft și dacă nu este, înseamnă că nu este nici în spate. Așadar, am zis asta este, nicio problemă, am să mai trec. Și dacă vă interesează, eu am primit și astăzi. Deci ar fi valabil pentru săptămâna 12... 19, cred că este săptămâna, deci 12-19 octombrie și asta înseamnă că în săptămâna aceasta, dacă luați un unt din acela Irish Butter, presupun că așa se numește, primiți două chifle gratis. Dacă vă interesează, am ținut să vă menționez. Nu știu dacă este valabilă această ofertă în toată țara sau doar pe magazine diferite. Însă, poate dacă aveți voi alte oferte, spuneți -mi, și mie chiar sunt curioasă. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Foarte puține produse, dar am vorbit destul de mult. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!